Scandalul mitei pentru operații de la Institutul Marius Nasta din București alimentează un fenomen periculos și revoltător în lumea medicală. Sunt doctori și nu puțini care susțin cu tărie că toate cazurile de doctori cercetați pentru corupție ar trebui tratate cu discreție. Ba mai mult, vor un nou statut al medicului care să-l pună la adăpost de orice dezvăluire mediatică a actului de corupție. Între timp, pacienții povestesc cum sunt nevoiți să ia credite pentru a putea plăti operații care, în mod normal, ar trebui să fie gratuite. Astăzi, la Pacient în România, vedem cine și de ce apără fenomenul mitei în spitale. Am întrebat și-o prin salon și mi-au spus că, mă rog, costă în jur de 1000 de euro o operație de scos lobul, în jur de 1000 de lei anestezia, mă rog, mai trebuie să dai ceva pe acolo, pe sală. Și aveați banii aceștia? Am făcut credit la bancă. Le-am format mici atenții, în sensul că am luat câte ceva, o sticlă de coniac, domnului doctor, un tort. Este mărturia uluitoare a unei paciente operată în secția de chirurgie toracică a Institutului Marius Nasta. Este spitalul unde 9 medici sunt cercetați pentru operații pe bani. Anchetatorii vorbesc despre sume impresionante. Numai în cazul unuia dintre doctori, procurorii au pus poprire pe 2 milioane de lei, 75.000 de euro, 21.000 de dolari, peste 2.000 de franci elvețieni și 100 de lire sterline. Scandalul de la Marius Nasta este un junghi în coasta sistemului de sănătate. Unii medici ar vrea ca astfel de informații, deși făcute de publice de parchet, să nu mai apară în presă la începutul anchetei. Ne-am dorit foarte mult ca actul de justiție să se întâmple cu discreție, fără să expunem oamenii mâncătușe, oameni care buni profesioniști, să fie arătați la televizor ca niște infractori. Medicii care exclud discreția atunci când vine vorba despre corupție ajung ținta atacurilor din partea celor ajunși pe mâna anchetatorilor. Beatrice Maller, managerul Institutului Marius Nasta, povestește cu ce s-a confruntat în spitalul pe care îl conduce. Atunci când faptele lor sunt arătate cu degetul și sunt scoase la lumina reflectoarelor, devin vocali, devine agresiv și foarte multă emoție care s-a amestecat și care a dus la reacții violente la adresa mea, violență verbală, agresivitate, lucruri care sunt anormale. Unul dintre medicii deranjați că despre șpaga din spitale se vorbește în mass media este chiar un membru din Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor București, care ar trebui să aibă un comportament exemplar și obiectiv. Letiția Coriu, pentru moment, apără drepturile medicilor anchetați pentru mită. Problema mea este că medicii sunt tratați cu măsuri inegale față de alți corupți și că medicii se cere sânge de medic la televizor. Vorbesc de felul în care se practică justiția în cazul medicilor. Ce numește Letiția Coriu sânge de medic la televizor sunt și declarațiile făcute în spațiul public de managerul spitalului, după ce procurorii au făcut percheziții aici. Însă, după părerea mea și, desigur, și legală, ar trebui să nu se exprime legat de acești medici și despre spitalul găsesc. De ce trebuie să vă duceți la manager, la martor și la denunțător? Asta nu înțeleg eu. Să luăm informații și dumneavoastră ca ziarii de la domnul procuror de caz și să ne dați un comunicat despre cum domnul procuror de caz nu i-a interzis doamnei denunțătoare să dea informații despre anchetă. Aștept cu interes. Eu nu pot să dau comunicate de presă, să știți, pe acest subiect. Și mai revoltător este faptul că există doctori care găsesc justificări pentru mita din spitale. Una din ele este că salariile nu sunt pe măsura valorii profesionale a medicului, așa că își completează venitul din banii bolnavilor. Sunt pacienți care încă mai transmit faptul că sunt medici în spitale care condiționează actul medical. Această pădure mare și anumite personaje care ar trebui să dispară. N-ar trebui să existe niciun fel de clemență sau scuză plângăcioasă în aceste situații. Rugăm acești pacienți să se adreseze organelor abilitate să rezolve aceste probleme care sunt de cauză penală.
Și în timp ce există această rugăminte a președintelui Colegiului Medicilor din România, câțiva doctori merg mai departe și spun că e nevoie de un nou statut al medicului, care să prevadă că doctorii anchetați trebuie feriți de ochii publicului. Letiția Coriu, medic de terapie intensivă, spune că ne trebuie un nou statut al medicului, un statut care să nu-i confere impunitate și omnipotență, dar mai ales în situații de controversă să-l pună la adăpost de linșajul public, de dansul cătușelor, de stâlpul infamiei, cu precădere în spețe care au direct de-a face cu actul medical, unde se aplică prezumția de nevinovăție. Un alt medic, președintele Patronatului Medicilor de Familie din Gorj, scrie pe rețelele de socializare că susțin în continuare acceptarea unui statut special, cu privilegii, pentru practicienii profesiei medicale, această profesie fiind cea mai grea și cea mai apropiată de creație. 4 cazuri de corupție au zguduit sistemul medical numai în ultima lună. Procurorii au ajuns inclusiv la Ministerul Sănătății, unde există suspiciunea fraudării unui concurs. La Institutul Marius Nasta, 9 medici au ajuns în atenția procurorilor pentru luare de mită de la pacienți. Este vorba de 3 rezidenți, 3 anesteziști, dar și 3 chirurgi toracici. Și nu este singurul caz de corupție din sistemul de sănătate din ultima lună. Ne aducem aminte de primarul de la Mioveni, care i-a cerut unui medic șpagă 30.000 de euro pentru a-l angaja la spital și, de asemenea, directorul adjunct al ASSMB ar fi cerut unei persoane 20.000 de euro pentru a o pune în funcția de manager interimar la Spitalul Colentina. Oana Sivache este directorul administrației spitalelor din București, cea care a sesizat procurorii după ce directorul adjunct al instituției i-a propus să împartă șpaga pe care urma să o primească în schimbul numirii unui manager interimar. Acum primește amenințări. Înseamnă persoane care îmi urmăresc copiii, persoane care le sperie, înseamnă telefoane, înseamnă scrisori de intimidare. În momentul în care ai aflat, în momentul în care ai văzut că se încalcă legea, trebuie să sesizezi. Nu mă scuz și nu mi-este rușine, nu mă tem. Cazurile de corupție alimentează neîncrederea pacienților în medici, iar cei care au de suferit sunt doctorii care își fac meseria cinstit, așa cum au jurat când au intrat în sistemul medical. Marea majoritate a medicilor își fac datoria corect și sunt onești. Este motivul pentru care, tocmai în asemenea situații, trebuie să ne poziționăm corect, pentru ca să nu planeze o umbră de îndoială asupra marii majorități a medicilor care sunt cinstiți, ca și pacientul de partea cealaltă să înțeleagă faptul că actul medical este un drept al său și că pentru ca să beneficieze de acest drept, care înseamnă actul de îngrijire medicală, nu trebuie să ofere niciun fel de recompensă medicului decât un gând bun. Ca să combată corupția din spitale, Ministerul Sănătății a făcut un parteneriat cu Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii pentru cursuri anticorupție. Este și o problemă de educație. Asta este un prim lucru pe care putem să-l facem. Sper să existe deschidere și la nivelul Colegiului Medicilor din România, din acest punct de vedere, să dezvoltăm o curiculă, dacă vreți, încât toți medicii, toți asistenții medicali, periodic să poată să facă un curs de educație în acest sens. România este pe primele locuri din Europa în privința plăților informale din spitale, deși în ultimii ani fenomenul a mai scăzut.